Salut Cristi, salut George. Salut. Nu sunteți colegi doar la echipa națională, ci și la echipa de club de ceva timp. Aveți și performanțe împreună. Astăzi avem un set de întrebări pentru voi. Să vedem cât de bine vă cunoașteți, dar și cât de sinceri sunteți în răspunsuri. Sunt întrebări surpriză, să știți. Ah, ok. Da? Nu suntem. Prima întrebare. Cine rămâne pe teren în plus după antrenament? Păi ridic asta, că eu. Ești primul acasă. Sinceritate. Cine a plătit ultima masă când ați ieșit împreună? Cine este un șofer mai bun? La acum să vă văd, că e o întrebare capcană. La cine în cameră este mai curat? Suntem în aceeași cameră. Și cine păstrează curățenia? Amândoi. Înțeles. No. Cine ține mai multe duble pe picior? Păi postul, frate. Păi... Nu recomandă fundaș dreapta postul. Cine vorbește mai mult dintre voi doi? Cine credeți că o să fie un antrenor mai bun după retragere? Tu te faci patron, sau? Păi, dar îl dau afară. Și o să fie antrenor. Cine dintre voi doi este mai glumeț în vestiar? Smiley. Cine gătește mai bine? Nu se pune problemă. Eu mănânc numai la restaurant. Și tu ai și doi copii. Are bani, frate. Și gătești pentru ei. Cine ajunge primul la antrenament? Îți dai seama, vine și mai târziu și pleacă și primul. Asta înseamnă să fii mafios. Cine ar fi mai bun dacă a schimbat pozițiile în teren? Cine petrece mai mult timp în sala de forță? Nici nu știu unde. Cine se îmbracă mai bine dintre voi doi? Cine se transferă primul în străinătate? Eu, că el e împrumut și trebuie să stea un an. Te las pe el să duc. Cine e mai bun la jocul FIFA? Cine dintre voi doi postează mai mult pe Instagram? Păi vezi că știi. Cine a mers de mai multe ori la Antold? Cred că în mod egal. Nu, no, nu. No. Ai fost de două ori. Eu am fost doar o dată. Cine face mai des schimb de tricouri cu adversarii? Care dintre voi doi s-ar descurca mai bine în poartă? Îmi place.